În declarația finală a summitului de la St. Petersburg se specifică faptul că s-au luat în considerare un număr important de acțiuni politice care vor îmbunătăți condițiile de pe piețele financiare și vor susține revenirea economică. Măsurile luate până în prezent au întărit economia americană, s-au înregistrat creșteri în Japonia și Marea Britanie. De asemenea, zona euro recuperează semnificativ. Dar, în timp ce se înregistrează creșteri în unele economii emergente, în altele există încetiniri de ritm, astfel încât, în ciuda măsurilor luate, recuperarea este destul de lentă și riscurile sunt încă prezente. În ultimele luni, a crescut volatilitatea pe piețele financiare. Liderii G20 consideră că principalele provocări ale economiei globale rămân șomajul crescut, în special în rândul tinerilor, fragmentarea piețelor financiare în Europa și realizarea Uniunii Bancare, datoriile publice mari ale unor state, dar și volatilitatea capitalului, ceea ce ar presupune recalibrarea unor politici monetare ale acestora și mai ales persistența incertitudinilor privind politicile fiscale. În acest sens, liderii G20 s-au angajat ca schimbul automat de informații în domeniul fiscal pentru combaterea fraudelor să intre în vigoare până la sfârșitul anului 2015. În declarația finală se precizează că se va susține înființarea unui sistem internațional pentru schimbul bilateral și multilateral automat de informații în domeniul fiscal. Obiectivul schimburilor automate de informații este că băncile să transmită fără să fie solicitate date privind fondurile străinilor către autoritățile fiscale. Principalele puteri economice mondiale au abordat și tema optimizării fiscale, respectiv strategiile marilor companii de evitare a plății impozitelor în statele unde își desfășoară activitățile. Sunt Silviu Calodă și probabil vă întrebați de ce nu a fost invitată și România la această reuniune. Pentru că nu suportam destul de bine frigul. Așteptăm summitul de la Miami.